Jaf la o brutărie din orașul Balș. Autorul este un minor de 17 ani pe care polițiștii l-au prins la scurt timp. Totul s-a petrecut în noaptea de 23 spre 24 aprilie, când adolescentul a intrat prin efracție în brutărie și a furat tot ce a găsit. Spargerea a fost observată la scurt timp de unul dintre angajați, care a anunțat incidentul. În urma activităților investigative operative, polițiștii au stabilit faptul că în noaptea de 23 spre 24 aprilie 2023, un minor în vârstă de 17 ani din orașul Balș ar fi pătruns prin infracție în incinta unei societăți comerciale, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, respectiv o cutie metalică ce conținea 19.000 de lei, un portofel ce conținea 400 de lei, un laptop, cheile unui autoturism și o pungă cu monede în valoare de aproximativ 80 de lei. Cu ocazia activităților desfășurate, au fost recuperate următoarele bunuri: cutia metalică, 15.400 de lei și 3 telefoane mobile ce au fost achiziționate din suma de bani sustrasă. Hoțul a fost reținut de poliție și riscă ani buni de închisoare pentru fapta sa. În această după-amiază, el a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.